Readers, am ajuns. Da, acum am ajuns. Acum am ajuns. Mai avem puțin, am ajuns. Da, acum suntem. G2A. Jocuri carnivore la prețuri ierbivore. Folosește codul SKY pentru o reducere de 3%. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de ARK Survival Evolved. Oameni buni, data trecută am rămas noi așa cu ideea că trebuie să ne ducem să luăm un melc. Cineva mi-a zis în comentarii că ce, Sky, vă spuneam eu că domnule am încercat cu dragon. No, 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 dar nu te duce cu dragonul, du-te cu un argi, du-te cu un pteranodon, du-te cu quetzu. Ce, ok, bine, unic ușor. Da, mă, ok, mă, bă, nu merge cu dragonul, nu merge cu dragonul, mergem cu quetzu. Că sigur, sigur, quetzu e diferit și mai bun decât dragonul a ridicat chestii. Sunt convins. Am impresia că cu dragonul poți să ridici un carno și cred că și un T-Rex. Da, un melc nu. Nu, 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 n-are legătură. Nu e același lucru. Tu te gândești la altceva, bă, Sky, bă, recunoaște, bă. Ia mă să vedem, avem noroc de vreun melc pe aici sau trebuie neapărat să mă duc? Akatina, Akatina, Akitana, ca vai de mine, hai să nu ne băgăm aici. Olo! Bă, ultimul melc acolo. Nu contează, nu chiar nu contează nivelul la melci. Dar hai să găsim un loc ușor mai puțin populat, ce ziceți? Mă cam supără mașinile astea că sunt pline, pline de tot felul de creaturi dubioase. Dă un zoom out, rog frumos, ca să vedem ce se întâmplă. De asta prefer să vină în mașină cu ceva care suflă foc. Așa, zic și eu. Hai să ne ridicăm un pic mai friend. Ăsta e în copac. Cum mai reușim, mă? Cine sunt eu să pun la îndoială să-l întreb ce vrea el să facă cu viața lui? A, și numai bine că s-a spawnat un broodmother. Bravo! A găsit și un mel pe aici la un moment dat. O fi trezit oare între timp? Uite. Uite-l, 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 uite-l. Ok. Ascunde asta. Cu câu parcă era, nu? Am luat ceva de pe jos? Nu, ok. Poate, ia stai, poate nu l-am nimerit pe ăla, hai să încercăm pe ăsta. C. Nu. Poate nu e C, stai să verificăm pe altceva, ia. Dacă acum sunt prea departe de pământ, fiar ala să fie. Da, cred că nu e C. O fi X? Sau click dreapta, click dreapta. Click dreapta e, măi, ok. Dă-i drumul la guștera aici, mersi, ești un scump. Hai să vedem, clic dreapta, da? Unde era, mă? N-am dat gama. Nu știam eu de ce e atât de întunecat. Uite-l aici pe guștera, hai să vedem, îl luăm pe el sau luăm îl luăm pe ălaltul. Bineînțeles că l-am luat pe ăsta micu. Dude, chill, 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 my friend. Încă o dată. L-a luat, mă? Uau, fii atent că cu cuțu merge! Ok, trebuie să încerc scuze. Dude! Nu se poate. Cum pui mei mă să meargă cu cuțu, dar nu merge cu dragonul? Ce sunteți cu capul? Are dragonul ghearele prea mari? Stai că acum m-a făcut curios. Acum m-a făcut curios că mi-a zis că vezi că merge și cu argiu și cu pteranodonul. Păi cu pteranodonul mi-ar conveni să mă bag. Că l-avem pe ăla rapid de gheață care merge super, super rapid și nu trebuie să cad împidă să mă car cu quetzul. Abia aștept să ajung acasă. Wow, extraordinar, încă puțin. Mai avem 2 zile și ajungem incredibil. Nu vine să cred. Oh my god, are we there yet? Are we there yet? Am ajuns? Da, acum am ajuns. Acum am ajuns. Mai avem puțin, am ajuns. Da, acum suntem? Încă n-am ajuns. Imediat ajungem. Dar mai suntem? Mai avem? Uite, aproape că se vede acasă, dar încă n-am ajuns acasă. Nu, nu, încă n-am ajuns acasă. Dar mai avem mult, mai este. Băi, acum trebuie să vedem cum facem cu gușterul. Bine, odată adus aici în zona asta generală. Cred că pot să stau mai liniște, nu? Ușor, ușor, ușor. Îi dădui mă drumul. Uite-l. Aha, gata, l-am văzut acolo. Bun, păi atunci fiți atenți. Putem să testăm direct aici. Numai 2 secunde să pun la locuiețul. Băi, nene, băi, eu am zis, știi, am zis, a, vrăjel, cum pui mei, mă? Mă și așteptam să-i râd în față. Ha, mă gândeam eu cu mintea mea să vezi ce-i fac acum, că uite, vezi? Vine, mă, că sunteți voi deștepți.
N-are saddle. Nici nu știu de ce mai apăsa eu, că n-are șa. Dă-mi și mie șaua ta, te rog frumos. Mersi, ești un scump. Ăsta e singurul de gheață, nu? Da, asta e cel mai mare level și ar trebui să fie cel mai rapid pteranodon al nostru. Come on. Deci tot așa? Nu realizez dacă tot cu click dreapta sau nu. Unde e disfărmă? Mă jur că aici a fost. Îl aud! Uite-l, mă! Băi, C sau... Nu, C face altceva, mai. Ok, deci cu click dreapta tot așa ar trebui să fie corect. Uite-l. Îl ia, mă? Îl ia, mă! Ok, bun. Păi și... Gata, mi-am adus aminte de ce pe Scorched Earth le luam cu Megalosaurul. Pentru că erau, se spuneau, numai în peșteri. Din cauza aia luam numai... cu... Da, ești bine, mă. Bea pizza de acolo, te rog frumos. Gata, mă, mi-am adus aminte, mă. Bă... Stați un pic. Hai să ne un pic mai... Sunt prea greu, am foarte multe prostii în inventar. Și ar fi bine să mai las din ele acasă. Momentan le lăsăm acasă, că... Așa, fii atent. Cred că la unelte putem să punem toate prostiile astea, nu? Momentan, cum stăm cu greutatea? Am ajuns la 136. Am putea să lăsăm din gloanțe și armă. Arme de foc. Așa, deci pe tine am putea să te lăsăm aici. Și căcălău de gloanțe. Advanced Rifle Bullet, ăsta era. Niște kilograme în plus pe care le putem evita. Chiar și armura de Megalosaur putem să o lăsăm acasă. Armura nu, n-ai chiar mulea, nu. Unei armuri, animal armor aici. Ăsta. Gata, mă, mi-au să-i aminte, mă, de ce insistam eu cu arme albe, arbalete și arcuri. Putem să-l trăsăm și pe tine aici, că mai ai și tot 10 kg. Și cred că suntem liberi acum, da? Da, suntem mult mai ușor și o să poată și gușterul ăsta să meargă și mai rapid cât de cât și aproximativ. Așa, domne, păi cât să luăm? Să luăm 5 melci? Ar fi o idee bună. Ar fi o idee bună, nu? 5 melci. Bun, hai să încercăm să ajungem mai repede, my friend. Bagă cu câu, că știm că cu câu te miști un pic mai rapid. Roagă-te să nu vină vreun dragon pe tine sau ceva de genul ăsta. Că am văzut că degeaba ai tu maxim la viteză, că tot te prinde din urmă gușterul. Așa, să vedem în ce direcție să ne ducem. Unde e piatra mare? Uite aici e piatra mare în dreapta. Ok, hai să aterizăm un picuț de tot, să ne luăm stamina înapoi. 2 secunde. Perfect. Și să mai căutăm un melca. Ce mă buc, uite încă unul acolo, l-am văzut deja, ok. L-am luat, mă? L-am luat. Stă. Ok, și acum presupun că nu e ok să dăm cu Q, nu? Cu ce era, mă? Nu mai știu. Cu K era? Așa, cu K era. Mi-aduceam aminte că K era folosit la altceva, dar cred că la Paladins. Când noi pe live-uri mai jucăm Paladins și folosim K ca să vedem ce face fiecare rom în parte. În sfârșit, mi-am luat și eu pe Paladins. Nu că jucăm, vorbim despre alte jocuri în timp ce nu. Voiam să ne mai ocupăm timpul cu alte chestii interesante, dar e ok. Hai să ne ocupăm timpul cu ce vrem să facem în continuare. Deci, avem 6 trofee din 8. O să trebuiască noi să mai mergem. Vreau trofeele astea. Mă gândisem și eu la chestia asta, dar am mai zis și voi în comentarii. Și o idee să punem acele trofee în casa de vacanță, ceea ce nu e idee rea. Așa. De asemenea, am zis că vrem să facem și aici o grămadă de chestii din metal. Motiv pentru care luăm melcii ăștia. Ca să ne dea cementing paste. Așa, sunt 2. Nu, o să trebuiască să stăm după ei, pentru că din ce mi-a cu aminte data trecută, aveam o problemă și trebuia să le dăm la fiecare melc, își lua 2-3 săgeți cu torpor. Se trezeau prea repede și nu apucau să-și mănânce alea de zi, prăjiturile.
O să mai încerc o dată și de față cu voi cu Golden Treats, poate ori fi reparat ăștia de la Anunnaki, dar eu am testat cu Golden Treats, am testat și pasiv și nu merge, dar mai verificăm o dată. Că mai știu, uite, poate chiar cu chestia asta o să fi făcut vreun update ceva între timp, n-am fost eu pe fază. Și iată-ne, dragilor, cu ultimul melc. Pup! Sunt numai 5. Sunt numai 5, mă. Gata, mă, avem 5 melci, mă. Bine, putem, bineînțeles, să luăm mai mulți. Nu zic, nu. Dar momentan, așa, pentru liniștea mea sufletească, cred că 5 melci sunt suficienți. Bun. În primul și în primul rând trebuie să testăm cu Golden Treats. Vedem dacă reușim ceva. Prima dată. În cât timp să stricăm, mă? În 12 minute, ok. Mă gândeam să n-avem probleme de genul mă duc la el cu Golden Treat-ul și îmi dispare Golden Treat-ul din inventar și după aia am impresia că mi l-a mâncat melcul. Sau ceva de genul. Bun, aici ar trebui să putem intra cu un sprint. Bravo. Mă. Cine dă damage la dragonii mei? Serios? Serios în pui mei? Mâncă-l pe fraier, așa. Deci da, merge cu Golden Treats. Eu puteam să jur că am testat chestia asta, dar se pare că... Ce știu eu cu ce merg lucrurile în viața asta. Și uite, avem un melc. Dude, ai și tu Golden Treats-uri de rău frumos. Mamă, mamă, da, ai, bă, bă, ai ca lumea. 2, 3, 4, 5. N-avem nevoie de atâția, da. E ok, în regulă. Bă, păi dacă e așa, mamă, păi fraților. Fraților, stai așa. Stai așa că noi putem aici să facem o grămadă. Eu am luat 5 că mă pregăteam emoțional să stau să-i domesticez cum i-am domesticit pe ailalți. Da, dacă merge cu Golden Treats... Da, nu, 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 stai că trebuie cu avânt. Așa, una la mână și doi la mână. Neapărat să vedem dacă merge cu gușterul ăsta aici. Ar trebui să meargă. Ar trebui să meargă pentru că are o rază foarte mare. Deci, dude, vreau să îmi iei de pe jos numai... Pup. Numai caca, da? Și ăsta, din câte înțeleg eu, au făcut oamenii schimbări. Și ar trebui să știe să ne ia și chestiile alea de... le lasă melci pe jos pe acolo, da? Sper eu din tot sufletul. Stop collecting. Mai avem vreo setare stop collecting. Hai să pick only eggs. People poop and eggs. Unlock. Large poop only. Nu înțeleg. Nu! Nu, ce-am făcut, mă? A, l-am luat în inventar, l-am luat în inventar, ok, ok. Nu, deci n-am realizat, n-am fost... Așa, pick only poop, nu? Da, deci da, chiar nu, n-am fost, nu știu ce, mă uitam pe acolo și n-am realizat... Așa, aruncă tu toate prostiile astea de pe aici, te rog frumos. Avem ouă de Dodorex în puii mei, uitați-vă și voi pe aici, take-ul. Câte ouă de Dodorex avem, fratele meu. Nu, dar ce mă deranjează, ok, ăsta, eu știam că s-a făcut un update, Animal Feces, Small Animal Feces. Arunc pe jos și vine înapoi. Le ia înapoi. Cred că le ia înapoi. Ha? Nu știu, poate că le ia la un anumit interval. Da, le ia înapoi de pe jos, ok. Puteam să jur că știe să ia și ea catina. Nu știu ce prostioare lasă ăștia pe jos. Eu mi-am aminte că m-am uitat, m-am interesat de... da, și ăștia dispar super, super rapid. Prostioarele astea. Mă uitasem... Wait-ul la voi nu contează din cât mai aminte, nu? Nu cred că contează absolut nimic la voi în inventar, sincer.
Cu foame aveți probleme? N-au probleme cu foame. O să înceapă să producă ușor, ușor. Toată lumea este pe... Ba nu, trebuie să le dau eu Enable Wandering. Ok. De-aia nu producea nimeni nimic, pentru că nu erau pe Enable Wandering. Următoruță la fel, te rog frumos, da? Și acum o să înceapă să producă. Oh my god! What the fuck? Nu m-am uitat eu la ăla, ce s-a întâmplat? Băi, ești cu capul? Bă, tu nu ești pe Enable Wandering? Ba da. Nu mai înțeleg nimic. De ce ăștia doi au... Voi aveți ceva de attacking target și ăsta tot attacking target. Enable Wandering este, este... What the fuck? Ce glitch-uri sunt astea, frate? Nu mai înțeleg nimic. Da, uite, începe și ăsta să producă și produce câte puțin, câte puțin. Corect. Oh my god! Nu mai înțeleg nimic. Descripim puii mei. Dar, ca idee, deci... Îmi vine să mă duc să mai iau. Îmi vine să mă duc să mai iau. Să fie, nu știu, să avem 10 melci. Cu 10 melci, vă dați seama că am avea 1000 de cementing paste de fiecare dată. La fiecare recoltă, ca să zic așa. Deci asta produce în continuare. La tine, my friend, cred că putem să ne oprim acum, ținând cont de faptul că am luat deja 300 de cementing paste de la 3 melci, așa, aiurea. Da, hai să mă duc să mai iau niște melci. Ultimul melc. Ultimul melc, avem 10 melci. Unii, mă. Care-i, frățic? L-am picat în afară, mă. Nu, uite-l, mă. Șea, mă. Așa, bă, nu dă tot timpul, mă, nu dă tot timpul, mă, aștept să dea. Câteodată îmi dau 100 cu 82. 100 de cementing paste cu 82 de ce o fi celălalt. Și de asta mă bulversează că nu-mi dă. Dar am avut impresia că îți dă chestia asta la început de tot, fix după ce îi dai, după ce îl domestici și îi dai golden treat-ul. Stai așa că am uitat să-i dau wandering. Nu, care, mă, tu ești, mă? Enable wandering și stai locului, da? Da, încă nu mi-a dat. Stăteam să mă gândesc dacă are rost să-i denumim. Sunt mulți, sunt foarte mulți. La 10 melci nu cred că are rost să stăm să le dăm nume la fiecare. Dar dacă aveți voi idei și, nu știu, găsim un nume interesant, mă gândesc că ar fi prea obositor să punem aceleași nume ca și pe Scorcher, nu? Gică-tică. Trebuie să mă uit la episod și să văd că nu mai știu exact ce nume le-am dat. Gică-tică, sică. Bun, mă, fraților, acum dacă tot am terminat noi cu melci ăștia și avem o sursă oarecum stabilă de gamma 3, așa, de cementing paste, cred că e timpul să începem noi să ne uităm la posibilități pentru extinderea de platformă în partea asta. Nu, acum, eu știu că v-am zis o dată trecută că ar trebui să ne extindem fix de acolo, de la nivelul... Ciudă că nu ridică rahatul de Acatine. Mă rog. Nu contează, nu contează. Așa, dar... Cred că înainte de treaba asta, ar trebui să ne uităm noi mai degrabă la posibilități pentru a face cumva pe două etaje. Și când zic pe două etaje, mă refer un etaj să fie cumva pentru... Dodorexi și un etaj să fie pentru dragoni, da? Acum, cred că în partea asta, dacă facem, e ok. Realizez că cu Dodorexi ne-ar fi ușor dacă am venit cumva direct așa în față, dar după aceea să ne fie nasol pentru dragoni în partea aia. Nu, e ok, hai să facem aici la nivelul ăsta. Bun, eu am făcut câteva tipuri de ștompi aici, ca să ne facem o idee, să vedem care dintre ei o să ne fie de ajutor la început de tot. O să vreau să încep cu ăla super înalt, care nu știu care e, 7-le? Ăsta e ăla super creepy înalt? Stai așa. 7-le înaltul, 8 mediu și 9 mic. Da. Ok, întrebarea întrebătoare. Eu, dacă mă duc așa, cumva,
Bă, hai să vedem că la urma urmei putem după aia să le luăm oricând fără niciun fel de problemă, nu? Dude, tu ești fix la nivelul apei? Nu e bine, te vreau un picuț mai sus de nivelul apei dacă se poate. Ar fi interesant să facem cumva chiar mai sus de atâta. Ia, fii atent. Metal ceiling, da? Nu vreau să folosesc momentan pistolul pentru că, na, motive. Cred că arată bine așa, mă. Cred că arată super bine așa. Ok. Și aceeași problemă. Ba, uite că metalul ține mai multe. Până aici a fost gata. Ok. Ok, nu zic nu. Bun, păi și atunci fii atent. Hai să facem... Așa, bun, perfect. Pistolul meu o să am nevoie de tine un picuț, my friend. Ca să iau stâlpul ăla de acolo. Perfect. Și vreau să mai punem aici încă unul ăsta. Și după aia, aici o să vedem dacă putem să facem noi repejuri de tot o rampă, nu? Zic bine? Cred că zic bine. Știi ce? Până punem rampa aia. Aici nu mai mă lasă, corect. O să trebuiască să vin cu stâlpul și mai aproape. Bă, cam e și ciorul. Da, trebuie să venim cu stâlpul și mai aproape pentru că... O să... Nu, lasă-l așa pe centru. Lasă-l așa pe centru, că după aia o să avem probleme. Dacă nu vin cu stâlpul mai aproape, după aia pe bucată din centru nu o să am... stai că nu am realizat că las prea... Ups. Așa, că să pot pune pe asta, corect. Asta n-ar trebui să o mai pot pune, corect. Perfect, da. Dar ar trebui să pot pune... Nu, ok. Nu, te vreau... Nu te vreau în sus, măi, te vreau jos. Nu, nu știi? Serios? What the fuck? Ei, te prostești, te prostești. Nu știi să te pui tu aici jos. Poate dacă mă duc pe sub tavan, ia, hai să încercăm așa. Nu că. Nu pot să mă pun în ciuși pentru că sunt în apă. Da, nu mă lasă. Văzusem. Hai că văzusem. Uite, motivul pentru care urăsc eu construcția în arc. Un milimetru. Ăla-i, mă. Ah, fucking Christ. Du-te în... ce mârlan ești la faza asta, mă jur. Băi, nu-mi speriam omul, Dumnezeu, lasă-mă să trăiesc. Cum mă să consi... A, da, mă, corect, mă. Nu, eu sunt prost. Corect, pentru că pe ăla l-am pus... Păi și atunci hai să folosim altul. Ia, dacă folosim pe ăsta, ăsta e super, super mic. N-are niciun... Da, o să trebuiască să-l folosim pe ăsta. Bine, eu aș fi foarte tare să îl folosim pe ăla lung. Ia, stai un pic. Ca să aibă loc să intre. Păi și acum ce fac, mă, mâncați sfetul cu ăsta de aici? Fiți atenți cum facem. Hai să luăm așa, hai să... Cergem toate astea. Ăsta ar trebui să poată susține fără niciun fel de problemă, da? Te iau și pe tine, my friend, perfect. Bun, și acum vin cu unul mediu aici. Perfect, da? E, și acum ar trebui să pot pune ăla înaltul aici, fără niciun fel de problemă, deasupra celui mediu. Așa, acum întrebarea este, încape un Dodorexi pe aici? Hai să vedem de o rampă. Rampa... Putem să o facem la noi în inventar? Putem să o facem la noi în inventar? Ok, avem cumva și rampe metalice? Eu țin minte că avem Metal Ramp S plus Metal Ramp. Gata și... Așa, nu de alta, dar...
Mă trezeam că zic, aoleu, să vezi că arată urât. Nu, nu iau rampa aia de acolo. Ne ducem și facem alte rampe. Dar chiar mi se pare că avem aici, oare, la construcții? Slow metal roof, e altceva. Asta metal roof, metal ceiling și metal ramp, wood ramp. Nu știe, mă. Ok, ok. Uite, mă, hai să vedem trei bucățele cu ce se mănâncă. Nu știu, am nevoie de o soluție ca să pot să pic mai rapid jos acolo, să nu stau ca tâmpitul. Și să urc la fel de rapid de pe partea aia. Uite aici. Geronimo! Sper că nu mi-am damage. Ok, e regulă. Măcar de coborâtură și să cobor mai rapid. Un 5. Mamă, cred că e la limită, mă jur. Ok, bun, bun, bun. My friend, vino că am o misiune pentru tine. Este imperios necesară misiunea asta pe care vrem să o facem. Poți să treci printre stâlpii ăștia doi? Poate, mă. Bă, I am happy, ce pot să zic. Mamă, dar cât de mare e fratele meu? Cât de mare poate să fie un Dodorexi? Vezi că nu realizez chestia asta tot timpul. Nu, 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 dă-te înapoi un pic. A picat, mă. Vreau să testez să văd la nivelul ăsta sus aici. În primul rând o să trebuiască să facem intrarea mai încoa un pic. Da, o facem, nu e absolut niciun fel de problemă, o facem. Aș vrea să testez la ce nivel aici trebuie să cobor. Ok, întrebare întrebătoare, dacă eu pun aici asta... Nu, nu mă lasă să plasez de pe el. Vreau să pun acolo sus, my friend. Sus de tot. Nu mă lasă să trebuiască cu o zburătoare să ne încercăm norocul. Hai să ne băgăm cu Pteranodonul, că la măcar știm că nu merge la fel de rapid ca un dragon în buii mei. Deși mod miraculos ar trebui să fie printre cele mai rapide păsări pe care le avem, da, mă rog. Așa. Așa. Și mai încape una, nu? Hai să ne oprim aici momentan. Oricum după aia trebuie să le lăsăm la loc. Bun, my friend. Asta aveam să vă, mă. Vai de capul meu cât de înalt e un Dodorexi. Fucking crap. Mă jur că n-am realizat că e atât de înalt un Dodorexi. Și acum trebuie să pot să mă urc așa direct pe el. Perfect. Perfect. Cât de fucking perfect poate să fie. Mamă, frate, dar o să fie o muncă titanică, realizez. Oh my god. O să fie o muncă de oameni proști. Cred că o să trebuiască să fac stâlpi peste tot. Doamne Dumnezeule, nici nu vreau să mă gândesc. Dude, am și o mică întrebare. Aici, eu am zis să fie un pic mai la suprafață, că dacă vreau vreodată să vin cu un înotător, să pot să trec totuși pe sub clădire, corect? Să nu am probleme foarte mari. Nici nu mai știu ce înotătoare avem. Bine, dar nu prea ajungem pe aici cu înotătoare. Înotătoarele sunt în partea cealaltă. Dar cred că suntem ok, nu la nivelul ăsta, că putem să ne punem și ciuci, să ne putem pune chestii sub clădire. Cred că suntem ok, cred că suntem destul de în regulă așa. Bun, ok, păi atunci... Hai să mă apuc să extind asta, ce să mai zic. Fraților, eu nu mai pot. Așa. Ba, picior, am făcut un backup. Hai să vă arăt. Am ajuns foarte, foarte târziu cu filmarea. Pentru că la un moment dat n-am mai suportat, mi-am băgat piciorul și m-am oprit. M-am oprit din jucat. Am încercat să construiesc aici, platforma asta. Da? Cu logic. Cum am lăsat, așa am încercat. Și pun și la un moment dat, după câte sunt, nici nu știu. 2, 4, 6, după 12 stâlpi puși. 12 stâlpi plus platformele, mi-a băgat piciorul. Și după aia mi-am lăsat aminte că avem aici. Ei. Pe gumă. Tasul vieții. După aia mi-am lăsat aminte că avem aici o zonă destul de interesantă cu
pilonii ăștia și zic, a, stai mă, așa că facem aici. Așa că, fraților, aici rămâne. Pa, picior, că... Nu, 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 deci... Nu am energia necesară, răbdarea necesară să stau să fac dita mai platformă pentru guștile ăștia. Nici nu cred că își merită investiția de timp. Bun. O să vin aici și o să punem un teleporter. O vedea, nu știu. O să punem un teleporter din Stargate Atlantis, sper eu. Deci o să trebuiască să facem două dintre astea. Așa, dar până un alt, hai să vedem dacă mai avem de dus ceva de Dodorexil. Avem pe Gogoaș, o avem pe Smântână. Cred că Dodorexiul nostru ar trebui să-l redenumim, nu? Gușterii ăștia... Am la mine? Ăsta are deja... Ok. Dragonii... Am hotărât să-i duc aici sus. La sfârșit de tot, în partea asta. Pe aici, pe neva, că nu are... Nu cred că are sens să ne chinuim cu ei. Dar și avem aici și pe Tantimița, pe toată lumea avem aici. Ok. Hai și să luăm și pe Gogoaș. Știi ce? Hai să facem... Îi duc eu la sfârșit, dar am vrut atât, am vrut să vă arăt exact cu ce o să se mănânce toată chestia asta. Aici am făcut eu o boacănă, deci aveam unul care era blocat aici. Așa. Reușești? Bravo, e super, sunt eu super, super greu și din cauza asta are probleme cu mine. Așa... Bravo. Aveam un gușter blocat și a trebuit să folosesc o comandă să mă, bine, nu să mă teleportez, mai degrabă să pot să trec prin obstacole. Altfel nu reușeam să-l scop pe gușter de aici. Mă blocasem pur și simplu. Așa. Mai am vreuna? Cred că atâta e suficient. Ok, îl avem pe Alpha Draco aici. Pe Vegeta mai trebuie să mutăm. Bun, hai să vedem. Cred că la construcții... Ba, nu, uite-mă aici. Bun, my friend, show-ul. Așa, ăsta, ce am nevoie? 120 de metale, deci 240. Ia să vedem, avem 240 de metale. Știi ce? Înainte de toate, ia să-mi las eu aici niște chestii. Așa că o să mă îngreunez super, super multe. Și pe asta lăsăm aici. Ăsta e cable table-ul. Ăsta pot să-l pun în loc sus. 120. 240, perfect. Deci la mătăluțe te băgăm așa. Electronice, 40 de electronici avem. Oh, my friends. Perfect. Așa. Obsidian 60, 20 de cristale. Obsidian. Nu știu dacă mai am obsidian. Cristale cred că am aici. Bun, 20. Da, obsidian... Da, nu cred că mai avem. Aba, știi? Știți unde cred că am putea să avem? Aici. Nu, nu avem aici, ok, în ăsta. Nu, ok, să mergem repede cu Alpha Draco. Hai cu tata. De rapid putem să ajungem noi pe insula cu... Pe insula, pe vulcan. Băi, foarte, foarte lejer să te plimbi cu Alpha Draco și cu Ankyu. Știți că cu Ankyu îl puneam pe spatele cu Radetot, că nu e bine. În spatele cuețului și mergeam cu el așa mult, mult mai ușor în ghearele lui Alpha Draco. Cât a zis, mă, cam uita cât obsidian. Cred că ne-a știut 200 de obsidian. Deci s-a umplut inventar și de bun. Oh, my fucking God. Oh, ador Celestialul. E Celestial, nu? Da, e Celestial Metal Peak. Pana mea. Opa, ușurel, iar trecem pe lângă peștera magnifică care ne lăguiește tot jocul. Am uitat de... Vai, că-s dragona! Am uitat de ăștia! Vai, de capă pe ea! N-am băieți, aci muriți. N-am ce să vă fac. Duceți-vă în pâine, ce sunt așa mulți. Ok, fă-mi loc. Pune la loc aici asta. Așa. Deci presupun că o să ne ia ceva, dar nu e absolut niciun fel de problemă. Așa, eu sper de tot sufletul să nu avem nevoie de ceva special. Sper.
Om vedea. Ceva special în ideea de un ZPM sau vreo prostie de genul ăsta. Bun, dragilor, până se fac astea, eu vreau să merg cu al meu frumoșel Draco. Hai, te rog. Și să vă duc undeva pe hartă unde o să mergem în episodul viitor, unde o să intrăm episodul viitor, mai bine zis. Mănâncă și tu ăsta, te rog, și bea și tu un pic de pizza. Așa, să ne uităm un pic pe hartă. Deci, mie, harta magnifică, wiki-ul, îmi zice că dumne ar fi o zonă super, super interesantă de intrat. Peșteră nouă și ultima peșteră de unde vom lua ultimele două trofee, dar sunt foarte, foarte curios să descoperi intrarea. Eventual, presupun că ar fi interesant, ia să vedem. Așa, să ne uităm după coordonatele de GPS, corect? Așa, și asta îmi zice aici intrarea la 11 latitudine cu 67 longitudine. 11. Ta. Nu ne ducem bine, deci spre sud, așa. Aici undeva? 11 cu 67, aproximativ. Ok. Vi se pare vouă o intrare pe aici? Nu cred că mă duc bine, nu? Iar e o intrare din asta micuță, mă? cu 67,4. Bă, eu aici nu văd nici măcar o găurică mică și de data asta nu mai avem probleme. Ia o fi aici, stai să. Nu, e absurd să fie acolo. Hai să căutăm mai jos un picuț, deci tot pe linia asta, dar un picuț mai jos. Oh my god! Tu te-mi pui! Vorbești serios! Și n-am cum să ies de acolo, este? Ok, am văzut-o și pe asta. Nu aștept cu drag. Stai puțin, cum pot să urc? Pot să vin pe aici? Vreau să mă orientez puțin. Da, pot să urc pe aici fără niciun fel de problemă. Să mă orientez puțin ca să-mi dau seama dacă aș putea să vin, spre exemplu, cu... avem noi saber-ul ăsta nostru de foc. Și mă gândesc că ăla poate că ar fi o idee bună să-l luăm. Nu mai știu la ce nivel l-am luat. Eventual am putea să ne ducem să căutăm unul de level super, super mare. De unde mă duc, mă? Stai, mă. Mă duceam spre baza veche. Unul de level super, super mare. De level 600 ar fi ideal. Să găsim unul. Nu știu, mai vedem. Ne descurcăm noi că suntem băieți mari. Ok, hai să vedem dacă s-a făcut teleporterele. Le băgăm pe ăla și ne spunem la revedere. Cum arată, măi? N-arată rău, mă? N-arată rău deloc. Și asta e fetița? Am văzut un nou? Da. Ok. Aterizăm. Mulțumesc. Ne ascundem ăla de acolo. Gata, my friend. Bun, și hai să vedem. Iată cum facem. Hai să luăm terenul domnului nostru pe Arthas. Asta m-a ajutat extraordinar de mult la construcția asta de aici. Sunt numai stâlpi mari, puși. Da, și nu mai știu de unde am început exact construcția, cred că de la stâlpul ăsta am început construcția, da? Și am încercat să pun în dreptul fiecărui pilon de piatră, da? Ceva de genul ăsta. E un pic dubioasă toată treaba, pentru că ăștia pot să treacă prin platforme. Bineînțeles că așa, uite, da. Pot trece prin platforme gușterii, n-au absolut niciun fel de problemă. Nu, am încercat să le pun o platformă mai la nivelul genunchilor și nu,
Nu, nu le pasă, e aceeași poveste. Nu e absolut nicio, poți să-i pui tot ce vrei în cale, că trece peste fără niciun fel de problemă. Ca și cum n-ar fi acolo. E un pic enervant, trebuie să recunosc, dar asta este ce putem să-i facem. Ok, și foarte frumos când te dai jos de pe el, hello. Așa. Și coborece pe rampa asta. Rampa asta are 3 blocuri și după al doilea bloc nu mai mă lăsa. Și pe am realizat că trebuie și rampa să aibă suport. Așa, my friend. Teleporter rings, da? Viza asupra mea, cine este? Sarcosuchus? Sarcosuchus lângă Alpha Yankee. Hai să vedem. Sarcosuchus lângă Alpha Yankee. Unii mă guștură așa în partea asta. Deci să înțeleg că la mătăluță, dacă te pun, zicem așa, ești ok? Mergem. Perfect. Foarte, foarte tare. Salut. Ce-mi place, ce-mi place când merge toată treaba. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un comment, un share. Poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!